10 asociații vor primi finanțare nerambursabilă din partea Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Acestea vor desfășura proiecte și programe culturale de interes județean pe parcursul anului 2015. Toate cele 10 asociații care au depus cerere pentru a primi finanțare nerambursabilă au fost selectate. Astfel că asociația Tancosca a primit suma de 3.000 de lei pentru a desfășura proiectul Șura Dansului, Casa Dansului. Asociației culturale Catacomba au fost repartizați 3.900 de lei pentru programul Tradiție Vie, Comunități Vii. Cea mai mare sumă a revenit Universității de Vest Vasile Goldiș Arad, respectiv suma de 7.500 de lei pentru proiectul Artă și Tradiție în spațiu universitar sălăjan. 2.800 de lei a primit Asociația Colecționarilor din Sălaj, 5.000 de lei a revenit Asociației Culturale Educative Someșul Jibou pentru promovarea tradițiilor populare de pe Valea Someșului, 2.500 de lei a primit și Asociația Culturală Tovișat, care s-a înscris la concurs cu proiectul Punți Culturale Între Generații. Printre cele 10 asociații se numără și Asociația Trompetiștilor din România, căreia au fost alocați 3.000 de lei, Asociația de Dezvoltare Locală Cehu Silvaniei, cu proiectul Împreună Promovăm Sălajul, aceasta a primit suma de 5.500 de lei, iar câte 2.500 de lei au revenit Asociației Culturale Altaria, care promovează muzica rock ca element al culturii contemporane, și Asociației Provita din Iasc, care promovează imnele marine în zona Văii Barcăului. Finanțările menționate au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație al CCAJS în ședința din 30 martie 2015.